Reprezentanții municipalității au semnat un nou contract de achiziție pentru alte 8 autobuze electrice marca SOR. Cele 8 autovehicule cu lungimea de 12 metri vor circula pe liniile 4 și 16. Autobuzele electrice sunt similare cu cele 32 de vehicule care sunt în curs de livrare. Ne bucurăm și suntem onorați că suntem astăzi aici și putem semna acest contract de furnizare. Modelul care face obiectul acestui contract se află deja în circulație pe străzile din municipiul Brașov. Vom respecta graficul așa cum am discutat. Garanția calității este deja cumva testată. Până acum, producătorul din Cehia a furnizat 11 autobuze electrice care circulă pe liniile 36, 23B și 22. De asemenea, au fost livrate 18 stații de încărcare lentă și alte două de încărcare rapidă. Autoritățile locale spun că obiectivul pentru anul 2021 este ca 75% din mijloacele de transport în comun din municipiu să fie electrice, iar nivelul de noxe să se reducă cu 90%. Cred că ne-am obișnuit deja cu prezența acestor autobuze și troleibuze noi. Bineînțeles că de la săptămână la săptămână numărul de kilometri parcurși crește, pentru că cu intrarea fiecărui autobuz sau fiecărui troleibuz în circulație se produce o reducere suplimentară de noxe. Autobuzele sunt achiziționate printr-un proiect desfășurat în parteneriat cu Ministerul Lucrărilor Publice și Dezvoltării și vor costa aproximativ 22 de milioane de lei.